Astăzi suntem în Leova. Am venit în acest oraș pentru a o felicita pe domnișoara Domnica cu aniversarea 26 de ani de la naștere. Îi dorim multă sănătate și la mulți ani frumoși în continuare. Vinișor spumos și rece, cu tine omul petrece. Cântă și se veselește, cu prietenii ciocnește. Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, să aveți un car cu ani, hai noroc și la mulți ani. Vă doresc să aveți de toate bucurie, sănătate, viață lungă și un trai bun, la mulți ani cu drag vă spun. Hai, uite așa! Vă spunem bună ziua și Hristos a înviat, preastămată Doamnă. Ne bucurăm că v-am găsit acasă, în toate bune, și chiar dacă nu, noi urma să remedim situația, de obicei dăruim emoții pozitive oamenilor. În această zi frumoasă, cu soare, mai, am venit la dumneavoastră în vizită pentru că am fost trimiși de niște persoane extrem de prețioase sufletul dumneavoastră. Deci persoane care ocupă un rol aparte în viața dumneavoastră și care astăzi nu au putut să nu vă felicite pentru că doar o duminică au în familie. Noi vă felicităm cu frumoasa aniversare a 26 de ani de la naștere, această sărbătoare care a bătut la ușă astăzi, fie ca ea să vă aducă doar energie, emoții pozitive, evenimente splendide și oameni dragi alături. Fiecare zi să vă pregătească evenimente și întâmplări, în urma cărora să aveți zâmbetul pe față și să deveniți fericite. La mulți ani! Pentru că sunteți sărbătorite, se firesc să primiți și cadouri, cum fără ele? Am înțeles că le preferați la nebunie. Da. Pentru dumneavoastră în această zi... Pentru dumneavoastră în această zi avem ceva dulce, cei ce v-au pregătit surpriza de astăzi, acest gest frumos, au considerat că trebuie să vă îndulcească. El va aparține la mulți ani. Doamna Domnica, pentru dumneavoastră aveți și o șampanie. Dacă este sărbătoare, șampanie nu ar trebui să lipsească. Ea abia așteaptă să fie desfăcută cu oaspeții dumneavoastră. Am înțeles că sărbătoriți astăzi la pădure. Sărbătoare frumoasă să aveți! Următorul cadou de pe lista noastră este un buchet încântător de flori, așa ca și persoana care urmează să-l primească. Se zice că doamnele preferă florile. Sperăm că dumneavoastră nu faceți pe excepție. Un buchet parfumat pentru dumneavoastră. În interiorul, așa, în interiorul căruia se ascund milioane de urări de bine și îmbrățișări de la cei dragi. Această surpriză minunată vine din partea mamei dumneavoastră, la surpriză se alătură și frații dumneavoastră din Moldova. Ei v-au pregătit și un mesaj de felicitare, pe lângă urările de bine, pe lângă cadourile oferite astăzi. Draga și iubita noastră, te felicităm cu această frumoasă zi. Îți dorim să ai mereu parte de clipe frumoase, protecție și căldură sufletească. Iar bucuria, căldura și dragostea vor avea grijă de tine. Vreau să-ți vedem mereu ochii strălucind de fericire și zâmbetul să nu-ți părăsească niciodată chipul. Te iubim, te pupăm, te îmbrățișăm. Ești cea mai bună fiică și soră din lume. La mulți ani! Fie ca această zi să vă dorească doar prosperitate, bunătate, fericire și cât mai multă plăcere din partea celor dragi. Cât că aveți parte deja de aceste lucruri, de altfel nu era să venim acum cu aceste daruri noastre. Vă felicităm încă o dată și vă oferim cuvântul pentru că cei apropiați așteaptă... Mulțumesc, mamă, mulțumesc la frații mei, am 4 frați, suntem 2 surori.
și mulțumesc din partea la Pels și din partea la soțul meu, am trebuit să acasă și din partea la prietenii mei și m-am felicitat la stare mult lumii, mulțumesc foarte mult și estimez foarte mult Pels și din partea la colectivul meu de-a lucru, tot mulțumesc foarte mult, prietenii m-au stimat și mă stimează și mulțumesc foarte mult. Știi că toate urmările bine pe care le-ați primit așa să se adeverească în orice timp la scurt. Și dacă tot ați pomenit de lucru, fie ca lucru o să fie ca o zi de odihnă pentru dumneavoastră. Așa să fie. Puteți face oamenii pe care îi iubiți să simtă cu adevărat acea trăire intensă. Emoțional.